Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Travian și haideți să vă arăt micul progres care l-am mai făcut de la episodul anterior până acum. Băi, sincer să fiu, acum am văzut că eu am o perioadă de protecție, deci nu mă poate ataca nimeni și de asta probabil nu e satul încă distrus. Din nou, dacă vreți să jucați și voi, aveți un link în descriere și jucați pe link în descriere, vă înregistrați și aveți acolo, dacă vreți să jucați alături de mine, desigur. Când vă înregistrați, vă înregistrați pe lumea 4 și eu sunt în nord-vest. Ține minte, nord-vest. Când o să te pună să ți pui satul, ai mai multe coordonate. Eu sunt în nord-vest. Și, de exemplu, ăsta e satul meu, Râncăciov, și avem pe aici Fan Rafa, dar avem mai multe Rișnov. Da? Și-a mai făcut lumea, și-a mai făcut saturi. Sătuce, da, bun, hai să vedem, avem aici rapoarte pentru că mi-am trimis jupânul în o expediție și a capturat destule resurse, destul de drăguți, totuși trebuie să ne facem puțin pe hambar pentru că, care ne avem hambarul? Oare pot să mai fac încă un hambar? Asta e întrebarea. Nu cred, resurse, moară. Lan de grâu. Da, nu putem. Deci trebuie să facem level up la hambar. Pentru că, mă rog, hambarul ne te ajută, da, cu limita maximă a resurselor. Deci trebuie să fie mai măricel. Da, nu prea am apucat să mă joc eu zilele astea, normal că sunt cu bacul, asta e clar. Dar am mai făcut puțin progres. Am mai upgradat astea să fie toate la nivelul 2. Să facă ceva mai multe resurse. Mi-am pus o porcărie de asta în jurul satului. Dar totuși mai e mult de jucat până învăț. Da, cum stă treaba pe aici. Avem multe mesaje de la voi. Te salut. Rafa intră în alianță. Momentan vreau să joc singur, nu vreau să intru nicio alianță, știi, să învăț să joc și apoi vedem, facem încă o alianță, e posibil să facem o alianță dacă vreți voi, dar mai întâi trebuie să învăț eu să joc jocul, știi? Uite, citește mesajul foarte tare, Rafael, te bași pe joc, vedeți, am multe mesaje de la voi, dacă vreți să-mi trimiteți, da, registrat și găsiți numele, nu știu, habar n-am cum trebuie să trimiți un mesaj. Dar probabil e destul de ușor, având în vedere că mi-a trimis toată lumea. Vreau să creez o alianță, ok. Da, vrei să facem alianță? Momentan nu facem alianță. Nu facem alianță, salut, ce faci Rafa? Din păcate nu pot să răspund, pentru că sunt foarte multe mesaje, dar o să tot să și răspund. Sunt un abnat, el e un abnat. E destul de drăguț jocul, să mă bucur că îți place. Să vedem, salut, am citit. Da, deci, mă rog, sunt mult mai multe. Uitați-vă și voi câte sunt aici, e nebunie. Hai să vedem primul mesaj care a fost în România. Salutare, ăsta a fost primul mesaj. Ok, hai să vedem. Deci, se construiește asta destul de rapid aici, mă rog. Cred că trebuia să-mi fac cont pe, nu pe lumea 4, ci pe aia cu speedor 3, știi? Pentru că sunt începător și am nevoie să miște chestiile astea mai repede. Dar, nu știu, am făcut aici. Am citit mesajul, avem recompensă, ne dă, da, vede, deja e full, deci producția deja este full, pentru că nu înțeleg, explicați-mi și mie, cum naiba fac să pot, deci deja se creează un hambar, da, și de exemplu eu vreau să mai creeze ceva în plus, trebuie să ai Travian Plus activat, bă, se activează, ok, am activat, că așa aveam gold. Ok, și cum? Stai. Nu. Ok. Bun, cine m-a făcut, mă? Eu vreau să mai construiesc. Dar nu mi-a, nici nu mi-a păr... De ce? Lipsă de mâncare, mărește producția de mâncare. Oh. Producția clădirilor și a oazelor. Populație și ordine de construcție. Deci nu avem mâncare. Ordine. Păi să activăm cu asta. Ok. Fără bonus. Ok.
Producție de RAW, 25 producție, ok, deci trebuie să facem, nu, stați în hanana. A, uite, cred că aici trebuia să extindem. Aha, lanul de grâu ne interesează. Și dacă extind, ce se întâmplă? Ok. Mărește resursele în toate satele tale. Ok, asta e bine. Da, deci avem aici gârlă, dar nu avem mâncare. Asta e problema. Deci trebuie să fac mai multe, da? O să fac toate astea. Asta este de ținut minte. Dar bine, asta ce? Băi, bă, mâncați și cum? Dacă mă explică și mie cineva ce se întâmplă aici, pentru că eu am hrană. Hrană disponibilă. Deci producția clădirilor și a oazelor 38. Populație și ordine de construcție minus 37. Hrană disponibilă 0. Cum? Cum vine asta? Nu înțeleg, pentru că am 1000 și ceva, adică ce vrei mai mult de la mine? Da, am extins degeaba, oricum avem destulă. E ciudat, e sincer ciudat, că mă explică și mie cineva ce naiba se întâmplă. Pentru că eu chiar nu înțeleg. De-aia nu puteam să construiesc. Da, asta e chestia. Deci nu pot să construiesc mai multe deodată. Da, asta durează așa mult. Hrană disponibilă. Bilanț hrană nouă. Dacă mi explică și mie cineva în comentarii cum funcționează sistemul ăsta, i-aș fi foarte recunoscător. Așa, să vedem. Ultimul dans într-un căciuf. Ok, hai să uităm la el. La Bosulica. Are o carte, niște cuști. Editor, aventură. Licitații, nu ne interesează. Hai să-l trimitem într-o aventură ceva. Să-l trimitem în asta periculoasă. Să vedem ce știe să facă. Ok, și mai avem questuri pe aici. Atacă oază, de exemplu. Trebuie să atac o oază de asta. Deci, și jefuiește. În cazul în care sunt animale sălbatice care o apără, trimite eroul și echipat cu cuști pentru a le captura. Au, m-am uitat pe aici. Bă, nu vrem asta. M-am uitat pe aici. Stai, nu, nu e asta. Mă uitam la oaze. Oază liberă, oază. În apropiere ar fi asta, știi? Dar sunt multe animale și nu știu ce s-ar întâmpla. E posibil să ne o luăm, dar oricum am trimis erou în aventură, deci. Dar e. Probabil o să încerc să atace, dar 47, 30, 20 sunt destul de mulți, asta e chestia. Uite, asta e deja ocupată. Da. Destul de mare harta, hai să vedem. Oh my goodness. E gigantică. Rapoarte. Storno 1243. Ok. Ok, da, deci asta e în aventură, avem hrană, deci chestia asta cu hrana, producție pe oră, păi da, dar eu am cred că e bilanțul sau care e fa, eu nu mă prind, deci bilanț hrană nouă, adică pe oră se produce nouă, ok, dar de ce e zero? Hrană disponibilă pentru următoarele clădiri. Producția clădirilor și a oazelor. Deci clădirile și astea fac 38. Populația și ordine de construcție minus 3. Deci practic populația și aia ca să construiască ei mănâncă tot, să înțeleg, și rămâne 0. Nu înțeleg, deci chiar nu înțeleg chestia asta. Dar mă rog. Oricum, ce să zic și eu? Asta a fost un mic așa videoclip de update, nici nu știu, o să vă mai fac videoclipuri de genul acesta. Mi-ar plăcea să vă faceți și voi pe aici, dacă vă înregistrați, să vă băgați pe aici prin nord-vest, să fim așa alăturați, pentru că până la urmă o să fac și o alianță și vă invit, nu-i problemă, deja vedeți că am aici la mesaj o groază. Și vă invit și pe voi în alianță, ce voiam să zic? Voiam să zic ceva și am uitat. Da, am uitat. Dar momentan, bine, nu știu, s-ar putea ca satul ăsta să se ducă naiba în momentul în care protecția pică, pentru că dacă mă atacă toată lumea, nu o să meargă prea bine chestia asta. Asta e faza, dar na, nu nici nu mai știu ce să zic.
Vedem. Sper că v-a plăcut episodul, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa!